Și bine v-am regăsit! Astăzi vom cunoaște un tânăr care a renunțat la aglomerația din București pentru o oază de liniște la poalele retezatului. Cristian Ciobanu este administrator al Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului și locuiește la Densuș împreună cu soția și cei trei copii ai săi. Haideți să-l cunoaștem! Pentru o viață simplă într-un sătuc de provincie. Și-a adus aici soția și și-a întemeiat o familie pe meleaguri hunedorene, pentru că aici a găsit ambientul potrivit pentru viața pe care și-o dorește. Locuiește la Densuș, la 14 km departare de cea mai apropiată așezare urbană. Asta după ce a copilărit și a locuit până acum în cel mai mare oraș al țării. Cristian Ciobanu are 31 de ani și o familie minunată. Lucrează ca și administrator la Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului și ne povestește cum a început să prindă drag de județul Hunedoara. Prima dată la Densuș am venit acum 10 ani. Cum s-a întâmplat? Eram la facultate, eram student și atunci se declarase area protejată Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului și colegii noștri de la geologie, eram la geografie, dar suntem în aceeași clădire și aveau nevoie de voluntari pentru un proiect internațional și ne-au găsit pe noi, noi eram un grup foarte bine format la geografie și așa a început. Am fost voluntar la Geoparc acum 10 ani, așa cum sunt azi voluntarii noștri, tinerii noștri voluntari. Și în proiectul ăla am umblat prin toată țara Hațegului. A fost un proiect internațional Erasmus. Erau trei echipe, români, spanioli și francezi. Și am stat câte două săptămâni în fiecare țară, în câte o arie protejată. Și la noi am stat în țara Hațegului și am umblat peste tot. Și cum vi s-a părut zona? Cum ați văzut-o? E minunat. E evident pentru toată lumea, toți care vin aici simt asta, că e ceva extraordinar. Dar nu neapărat ca densitate de obiective, ca lucruri pe care le-ai de făcut, dar și ca oameni, că îi simți pe oameni, îi simți că sunt mai călduroși, mai lipicioși. Iar decizia de a vă muta aici, cum a venit? A venit treptat, n-a fost așa o chestie, o revelație. Noi încercam să ne facem o familie atunci și ne tot gândeam ce variante avem. Și în București e destul de dificil. Pe lângă toate problemele pe care le știe oricine, aglomerație, poluare, zgomot, spațiu restrâns, e și o problemă financiară. Dacă vrei să-ți cumperi apartament în București, înseamnă credit pe 40 de ani, înseamnă până la urmă să nu îți permiți să schimbi locul de muncă, să stai mereu cu frica creditului și n-am vrut o asemenea viață. Și deci ideea asta de a ne muta din București a existat mai din timp, mai din urmă. Unde anume, n-a fost din prima ideea de Densuș. Întâi am încercat undeva aproape de București.
Dar e cu totul altceva acolo, e greu. Și plus de asta, erai în continuare legat de București. Lucrai în București, numai că aveai un dormitor la 50 de kilometri de locul de muncă, atât. În rest, nu câștigai nimic. Și treptat am ajuns la concluzia că ar trebui cumva mai departe de București. Îndrăgostiți de țara Hațegului, Cristian și Alina s-au căsătorit la Biserica din Densuș. Au făcut aici o altfel de nuntă, așa cum și-au dorit. Între timp am făcut nunta și nunta la fel am făcut-o diferit pentru că noi avem oroare de nunțile, așa cum se fac în majoritatea cazurilor. Nu vrem să jignim pe nimeni, dar nu ne plac. Mai ales că mirii sunt un fel de invitați la propria nuntă. Nu... E făcută astfel încât invitații să se simtă bine, foarte mulți clipici, foarte mult, nu ne place, nu. Așa suntem noi, sunt oameni care le place altceva, și înțelegem asta. Nunta noastră a fost sub forma unei excursii. Invitații au venit în țara Hațegului și au stat 3 zile. Ca și anul ăsta, acum 6 ani, când a fost nunta noastră, 1 mai a căzut vinerea și atunci au fost 3 zile libere. Și a fost pe 2 mai nunta noastră și pe lângă asta invitații au trebuit să aibă haine de inspirație tradițională, nu neapărat tradiționale. Și toată lumea, au fost vreo 70 de oameni, au fost îmbrăcați așa tradițional și fiecare a ajutat cu ce a putut. Am făcut la dânsul și cununia civilă, petrecerea a fost la Sarmisege Tuza și deja ne legam din ce în ce mai mult de locul ăsta. Era câta oară când veneați la dânsul? Am venit de multe ori, pentru că între timp mi-am făcut licența pe Țara Hațegului, pe Geoparcul Dinozaurilor, masteratul la fel. Deci tot am venit frecvent. Însă Alina, atunci, în anul ăla, a venit pentru prima oară înainte de nuntă și atunci cu nunta a fost. Am stat mai mult timp aici. Și între timp ne făcusem foarte buni prieteni. La Sarmisege Tuza mai ales, Florin... și el ne-a ajutat și cu nunta și el ne-a ajutat ulterior să căutăm ceva de cumpărat aici, un teren, o casă. Am căutat mai multe variante, chiar și cu credit, cu prima casă am încercat și treptat am ajuns de la casă în Sarmisege Tuza sau într-un centru unui sat, n-am putut să ne apropiem de așa ceva, până tot am mers mai spre periferie, mai sus, mai sus, până când am luat doar teren și undeva mai izolat, unde suntem acum. Și ați găsit locul acesta? Da, culmea, după ce un an de zile am căutat prin cunoștințe, prin prieteni, Florin și-a pus la contribuție toată rețeaua de cunoștințe, până la urmă terenul ăsta l-am găsit pe internet. E totuși mare diferența între un oraș mare ca și București, un om crescut acolo, să vină să se retragă într-un loc atât de pustiu. Depinde, nu e chiar așa. Pe de o parte, depinde mult de firea omului. Noi niciodată n-am fost tipul de oameni așa să profităm la maxim de oraș, să ieșim în fiecare seară sau... Nu, noi am fost mai retrași. Deci contează foarte mult firea. În al doilea rând, acum la țară, poți să ai confortul pe care l-ai și acolo. Noi când intrăm în casă, suntem practic într-un apartament. Că suntem aici sau când suntem la București, nu e nicio diferență. Avem internet, avem apă caldă. Diferențele sunt că facem focul în sobă, cu lemne, sobă de teracotă și avem butelie în loc de țeavă de gaz. Și cu munca de la țară v-ați obișnuit? Aici e un pic mai greu. Încercăm. Nu vrem să... Nici nu ne prefacem că putem, le știm pe toate și facem grădină și așa. Avem un mic solar în care avem niște legume de anul trecut și cât putem, în funcție de dacă vine tata și stă mai mult aici, atunci el are grijă de grădină, dacă nu, cât putem, ceapă, usturoi și atât. Ați avut bunici la țară sau nici măcar bunici? Din partea mamei am avut bunici la țară, da. Deci cât de cât aveați o idee despre ce se întâmplă pe la țară. Da, dar e alt stil acolo. Acolo nu există cosit, de exemplu, nu iarba. Acolo e islazul unde pasc vacile abia dacă găsesc un firicel de iarbă în câmpia română acolo. Sunt alte tipuri. Acolo porumbul era, de exemplu, cât am cules la porumb, aici mai puțin. Deci sunt diferite muncile. Viața la țară are beneficii și în ceea ce privește alimentația. E un mare avantaj, mai ales pentru copii.
pe lângă ideea că ies afară și stau în curte toată ziua și au aerul care contează, produsele sunt în principal de la vecini, de la oameni, ouă, lapte, brânză, luăm de la, din sat. Și asta e un mare avantaj pentru o familie acum, în ziua de azi. Alina, soția lui Cristian, își aduce cu drag aminte de prima vizită făcută aici, în țara Hațegului. Prima oară am venit în 2008, într-o excursie. Și atunci a fost și momentul în care am decis să facem nunta aici. După ce am văzut biserica de la Densuș, care mi s-a părut foarte frumos. Dar biserica sau și zona? Bine, și zona, dar biserica m-a inspirat. Și apoi, cum ați hotărât să rămâneți aici? Păi, ne căutam un loc și am tot căutat și am ajuns aici, pentru că aici era foarte frumos și lângă București nu ne-am permis. Am găsit locul ăsta până la urmă, după ce s-a născut primul copil. Cum e diferența între un loc atât de aglomerat, un oraș atât de mare ca și Bucureștiul și un loc atât de mic ca și Densuș și retras? Este un loc atât de mic și retras, este foarte, foarte bun ca să-ți crești copiii. E ideal. Și e ideal aici la noi, pe deal, să fim singuri. În București respiri praf, noxe. Deci acomodarea nu a fost grea. Nu a fost grea, pentru că am venit aici, de când ne-am luat terenul, am venit în fiecare vară. Când ne-am mutat definitiv, eram deja, că aveam experiența acestui loc și eram obișnuită. Dar viața la țară nu e grea? Îmi lipsesc anumite lucruri din București, în sensul că nu am atâtea opțiuni de doctori. Asta e singura chestie care îmi lipsește și nu consider că altceva ar fi greu. Cel mai mic dintre copii s-a născut chiar acasă, apropo de doctori. Da, s-a născut chiar acasă, a fost un eveniment binecuvântat, a fost minunat. Cum s-a întâmplat? De ce acasă? Din întâmplare. A fost așa, pe neașteptate. N-am mai avut timp să ies pe ușă din momentul în care am început să mă pregătesc și am vrut să ies pe ușă. N-am mai putut. Deci se poate și așa, nu trebuie neapărat prin cezariană sau... Nu, normal că nu se trebuie prin cezariană, decât în cazuri de urgență. A fost ceva super rapid, nedureros, așa cum ar trebui să fie un act fiziologic. După ce s-au mutat la Densuș, a apărut și oportunitatea unei slujbe exact pe gustul lui Cristian, aceea de administrator la Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului. După ce am fost voluntar la Geoparc, am lucrat în București în altă parte, la o altă firmă. După ce m-am mutat aici, m-a sunat profesorul Grigorescu, care era atunci directorul Geoparcului, și aflând că eu mă mutasem deja, mi-a propus postul ăsta și am acceptat. Deci v-ați mutat înainte de a primi da, postul? Da, ne-am mutat înainte, da. Știu, a fost riscant și mama mi-a spus, ce faci tu acolo și oamenii de aici? N-ai loc de muncă? Și am zis, nu o să vină nimeni la București, la ușa apartamentului, să-mi propună un loc de muncă în țara Hațegului. Uite, întâi să mă duc acolo și probabil că o să se lege ceva. Și s-a legat. Și s-a legat o chestie chiar foarte frumoasă și interesantă, cred că, nu? Da, da, e extraordinar să lucrezi la Geoparc. Ce faceți voi acolo la Geoparc? Facem de toate. De la proiecte culturale pe care le știți, proiecte educaționale, până la cooperări internaționale și, până la urmă, articole științifice la cel mai înalt nivel. Asta având toate componentele, educație, protecția mediului, dezvoltare durabilă. Și în această vară, reprezentanții Geoparcului pregătesc multe surprize pentru turiști. Anul ăsta avem 3 proiecte la Geoparc. Geoparcul fiind partener cu tot felul de asociații, ONG-uri din zonă.
Astea sunt cele mai așa mari, mai importante proiecte. Pe lângă asta o să fie și altele punctuale, evenimente, Festivalul Dinozaurilor, tot felul de alte inițiative punctuale. Și proiectele astea mari înseamnă, unu, e o reamenajare a Văii Dinozaurilor, traseul Valea Dinozaurilor, care a fost nominalizată printre cele mai bune 7 poteci tematice din țară. Noi am amenajat-o în 2008-2009 și trebuie refăcută și extinsă. Asta înseamnă de la Casa Dinozaurilor Pitici, unde sigur știți, ați fost în satul Sânt Petru, comuna Sfântă Maria Orlea, de acolo pe Valea Sibișelului în sus spre Retezat, e locul unde s-au descoperit fosilele de dinozauri pitici prima dată. Baronul Franz Nopcea și profesorul Grigorescu și echipele de cercetători care au venit de atunci în fiecare an și vin, acolo e centrul de greutate, între timp s-au descoperit și în alte părți. Și merită spusă povestea mai mult decât e spusă în momentul de față și asta înseamnă valorificarea fosilelor de dinozauri cumva acolo. O platformă pentru peisaj, o explicare mai în amănunțimea fosilelor. Proiectul se va finaliza în acest an? Va începe și se va finaliza? Da. Toate proiectele se vor finaliza cumva în toamnă. Și extindere. Extindem traseul până la Nucșoara, la Parcul Retezat, la sediul Parcului Național Retezat și de acolo, la fel peste deal, până la Peștera, în satul Peștera, comuna Sălașul de Sus, unde anul trecut am amenajat noi prin Asociația Centru de Resurse pentru Dezvoltare Locală, am amenajat cuptorul cu var, morile de apă, vâltoarea, deci un complex tehnic tradițional acolo la Peștera, pe care îl integrăm împreună cu Valea Dinozaurilor, astfel încât, care e miza de fapt, turistul să stea cât mai mult în Țara Hațegului. Deci turistul dacă ajunge aici are ce vedea din plin. Da. Turistul trebuie să stea cât mai mult. Acum și depinde și cum face asta. E bine ca el să învețe niște lucruri, să-și petreacă timpul într-un mod interesant. Să cunoască despre natură, despre cultură, să cumpere de la oameni, oamenii să aibă beneficii directe. Și tot făcând un labirint de lucruri interesante în Țara Hațegului, trimițându-i pe tot felul de trasee și cu tot felul de puncte interesante, ei prin aceste trasee, labirintul ăsta, se pot întâlni și oamenii, acum ține de oameni dacă vor face asta sau nu, pot să pună la dispoziție servicii și produse ale lor. Vin mulți turiști aici. Da, știți foarte bine că acum depinde ce fel de turiști. La Mănăstirea Prislop știm ce explozie de turism în acum. În afară de cei care vin acolo foarte mult. Da, bine, și cei care vin acolo, fiind o atracție, un vârf, ei caută să vadă și altceva în zonă. Deci beneficiază cumva zona și datorită turismului de la Prislop. Nu e complet separat. În rest, vin exclusiv la punctele noastre. Casa Dinozaurilor Pitici, de exemplu, a avut 20-30 de mii de turiști până acum, deci în 2 ani, ceea ce e destul de mult, nu ne așteptam să fie atât de mulți. Casa Vulcanilor acum o avem în reamenajare și să vedem ce cifre o să avem și la ea. Și ajungând la Casa Vulcanilor pot să spun de al doilea proiect pe ordinea de zi pentru vară, se numește Livada Senzorială. E un proiect care s-a născut întâmplător pentru că, știți, Casa Vulcanilor, cel mai premiat proiect al Geoparcului, a luat printre altele și premiul Spații Verzi al finanțatorului. Și asta a însemnat că ne-am dus acolo la Miercurea Ciuc, la Fundația pentru Parteneriat și acolo ne-am întâlnit cu premianții de pe cealaltă componentă a programului, Spații Verzi Urbane, din municipiul Galați, Asociația Centru de Resurse 2020, care i-au câștigat cu proiectul Grădina Senzorială. Să-l căutați, e nemaipomenit. Și ne-am gândit la un lucru care nu s-a mai făcut până acum. Două proiecte în oglindă. Ei au depus un proiect, La Zăvoi se numește, care se petrece în Galați, în Grădina Botanică, unde există o componentă de construcții ecologice și noi venim cu voluntarii pentru Geoparc și construim acolo ceva din cob,
cum am construit Casa Vulcanilor. Iar ei vin la noi, la Densuș aici, și în jurul Casei Vulcanilor amenajăm livada senzorială pe modelul grădinii senzoriale de la Galați. Și asta ce înseamnă, de fapt? Filozofia e să cunoaștem natura nu prin cuvinte, nu prin niște panouri explicative, ci direct în contact cu ea. Și avem niște instalații care se adresează cel puțin unui simț. De exemplu, o potecă senzorială, o potecă prin terapeutică, unde mergi de sculț și calci pe diverse tipuri de roci. Noi o să le așezăm în ordinea evoluției pământului. Și nu numai roci, și alte materiale, conuri de brad, scoarțe de copac. Și atunci poți să simți cu adevărat natura, sunete la fel, zgomote, și aici, dacă facem un pic liniște, o să auzim natura. O să fie un fel de sală de concerte unde concertează natura și zgomotele satului, nu altcineva. O să fie o expoziție de fotografie fără fotografii. Și mai multe lucruri interesante. Și asta va fi aici în Densuș? Asta va fi aici în Densuș, la Casa Vulcanilor. Deci de la, din centrul satului, 3 km mai sus, pe drumul Vulcanilor. Deja acum cam știe lumea unde e căsuța. Inclusiv căsuța o să fie un pic reamenajată, pentru că premiul Spații Verzi a fost un premiu și în bani. Și atunci ne permitem să ridicăm un pic nivelul interpretării din interior. Și acolo sper să fiți surprinși când o să fie gata peste vreo 2 săptămâni, o lună maxim, când o să intrați în Casa Vulcanilor, nu o să mai recunoașteți. O altă surpriză pentru turiști este grădina aromată a timpului. În plus, aceasta va fi accesibilă și nevăzătorilor. Reprezentanții geoparcului s-au gândit să pună pe plăcuțele informative și etichete destinate persoanelor care au deficiențe de vedere. Acestea urmează să fie traduse în alfabetul Braille de către specialiști din cadrul Asociației Nevăzătorilor din România. Al treilea proiect, că sunt, am spus că sunt trei, al treilea proiect se întâmplă chiar la sediul nostru din orașul Hațeg. În curtea sediului geoparcului se va amenaja grădina aromată a timpului. E un proiect pe spații verzi urbane de data asta, tot la Fundația pentru Parteneriat, în care combinăm interpretarea rocilor, a timpului pământului, cu interpretarea unei grădini a bunicii. Și acolo or să fie atât pietre în succesiunea lor pe care poți să pui mâna să înveți despre evoluția pământului, povestea pământului, a pietrelor, dar or să fie gradene cu plante selecționate din cele tradiționale din țara Hațegului. Și o să fie workshop-uri de preparare a tot felul de produse din plantele astea. Și voluntarii au fost foarte entuziasmați de toate trei proiectele și așteptăm să vedem cum o să... Deja au început proiectele, am făcut demersurile, primele demersuri, materiale, organizare, dar luna viitoare o să fie așa partea, greutatea proiectelor. Cine ajunge în zonă poate să vadă de asemenea machete de dinozauri. Turiștii care ajung aici pot să vadă și o expoziție de dinozauri? Da, pot vedea dinozauri în mai multe locuri, pentru că încercăm, spuneam adineori, de labirintul ăsta creat pentru turiști, inclusiv dinozauri îi punem în așa fel încât oamenii să vadă mai multe locuri căutând dinozauri. Puteți găsi dinozauri în țara Hațegului, în Hațeg, în orașul Hațeg, la expoziția noastră Balaur Dragon Dinozauri, la sediul geoparcului, adică Strada Libertății 9A, pe celebru Magherosaurus Dacus, acela mare care a călătorit din Canada până la noi, îl puteți găsi la General Bertlot, la Centrul de Știință și Artă al Geoparcului, iar la Casa Dinozaurilor Pitici, și acolo știți că e un dinozaur în diorama, acolo un velociraptor care vă așteaptă și el. De ce să vină turistul în țara Hațegului? De ce să nu vină? Sloganul nostru e drum prin vremi. Și asta înseamnă că o călătorie în țara Hațegului nu înseamnă numai o deplasare în spațiu, înseamnă o deplasare și în timp. Și turistul își poate alege în ce timp poate vrea să călătorească, de începând cu acum 60-70 de milioane de ani, vremea dinozaurilor, până în prezent,
când sunt foarte multe lucruri interesante despre oameni. Deci o călătorie în Țara Hațegului înseamnă o experiență extraordinară pe toate planurile. Iar să locuiești aici, în Țara Hațegului, ce înseamnă? Să locuiești aici e o provocare și e o aventură pe care ne bucurăm că o avem în fiecare clipă. Oricine ajunge în Țara Hațegului se îndrăgostește de această zonă. Cristi și familia lui așa au pățit și, în mod sigur, același lucru veți experimenta și dumneavoastră dacă pășiți măcar o dată pe aceste meleaguri minunate. Până săptămâna viitoare, eu vă doresc toate cele bune!